e o remarcă și celor de la UNPR, stau foarte bine la logistică, așa cum... Toate cele trei sectoare unite atunci când vorbim despre victoria... Eu vreau, stimați prieteni și stimați colegi, să fiți alături de mine în următorii ani. Vreau să vă rog să fiți alături de mine pe 2 și pe 16 noiembrie, dar mai ales după aceea, când trebuie să-i unim din nou pe români, după 10 ani în care au fost dezbinați. Este un partid social care se ocupă de comunitatea romă pentru a-i aduce pe romi la un stadiu de integrare cât se poate de bun. Claus Iohannis, președintele României! Fiecare are propriile sare ezitări în a se defini și a spune clar, și cred că acest lucru lipsește, o viziune pentru România în următorii 10 ani care să poată fi redusă într-un paragraf sau două. Nimeni nu ne spune, nu ne vorbește cu adevărat de un vis românesc. Să ne spune, uite, România mea în 2018-2019 ar arăta așa, arăta cu 7 orașe mari, să spunem, 2 porturi dezvoltate sau alte chestiuni de genul acesta. Am observat în ultimii ani și cu ajutorul Curții Constituționale, de facto, percepția că președintele este principala piesă, este cheia de boltă a sistemului nostru constituțional. Deși, în mod normal, dacă este să uităm la cadrul constituțional, poate că premierul ar fi cel care cu adevărat administrează, muncește, cum ar fi, și președintele ar trebui să se ocupe cu viziunea. Însă, având în vedere ultimii 10 ani, părea mea că românii vor, poate vor dori un președinte mai puțin conflictual, dar cu siguranță vor dori un președinte puternic.